În speranța că iarna nu ne va mai tot surprinde și vom ști cum să acționăm rațional, responsabilii din Consiliul Județean Hunedoara sunt gata să instituie un comitet de urgență. Se va acționa unitar, cu un program bine stabilit, iar un centru de permanență va deservi toate necesitățile unei comunități după ce ninge. Se va institui o per, în momentul când uh, dă zăpada, o permanență la Consiliul Județean, lucru care nu a fost făcut, în care va fi permanent, 24 din 24 de ore, un angajat al Consiliului Județean care va, va prelua toate problemele. În același timp, vreau să vă spun că facem o, un protocol cu Prefectura, cu ISU, cu Poliția Rutieră, iar comanda pentru dezepezire pe drumurile județene va fi unică. E exact ca și în momentul când va fi cod roșu sau cod galben în care ne vom muta toți la uh, sediu în care vor fi toate instituțiile. Mai mult de săptămâna viitoare va fi deschisă și o linie telefonică gratuită unde mai ales administrațiile locale vor putea să ceară sprijin astfel încât drumurile să fie fără zăpadă. Prefectura, primarii, poliția, dacă au ceva de spus că există o problemă pe un segment de drum, vor suna la un număr, un tel verde, care îl vom deschide de săptămâna viitoare și vor anunța acolo, se va înregistra, iar noi suntem cei care vom răspunde de situația din teren. An de an, ninsurile fac probleme, iar cel puțin acum autoritățile spun că sunt pregătite. Au un plan de intervenție, știu cum să se grupeze și poate în această iarnă nu vor mai fi măcar drumurile județene acoperite cu zăpadă.